trebuie să facem un review la ce s-a întâmplat până acum, la sfârșitul 2020. De când te aștept, sora mea? Bagă capul de sub, că vreau să-ți văd reacția. Nu, așa te-ai. Bagă-te de sub, mai. Bagă capul de sub. Iuuuui, bă, de... Uite, e un suvenir. Da, 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 e haos. E haos, traversa asta nu mai există, ești nebun. E ruginol. Cât ruginol. Câtă treabă am. Câtă treabă am. Mamă, plouă în ea, ești nebun. E flash aici. Asta nu e bine. Aripa asta e strâmbă, băi. Ce nasol, bă, băiatul. Ia ușor așa. E grea. Dă-i așa că e bine. Dă-i așa că e platforma pe pământ. Bă, băiatul, a leșinat platforma. A venit pe pană, mă, tu nu vezi că a venit pe pană. Bă, da, a leșinat? Păi normal că a leșinat, dacă pe asta are 2 tone 300. Sticăre frumos. Suspensia? E rigidă? Știi că mergem acum pe drum, știi cum mergem? Dâgși, 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 dâgși. Spatele e leșinat. Iuhu! Dar atât. We got power. Eu vreau pe confort și vreau să se ridice odată. Off, height control. Sunt prea... Mamă, cum merge direcția. Fii, leu. Și are doar 466.000 de kilometri. Cloncă, nebonca, ne pe spate, face ca toate alea. Hai, zdâși, zdâși. Oh, yeah. Hide my pie, hide my pam, pam. Mă, n-am frâne. Da, și gata, mă, vira. Allah Akbar! Stai, mă, că ies ăștia acum afară să-i vezi. A, e ruginită, bă, bosule, bă, e nu știu ce, bă, e nu știu cum, e... Mi-a dat și cu jumătate de rezervor. Lumini, tot, diferențial, push, reglaje, rear, mirror, geamuri electrice. Ce, mă, n-ai înțeles nimic? Volan reglabil pe înălțime, ești nebun? Ia vezi. Ia uite, mă. Bă, dă-te! Doamne, Sparco! 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 Primul lucru care trebuie să zboare de aici este chestia asta. Dar n-aș vrea să zboare pentru că... Ți-a moare franța dacă nu are... Bine ați venit la prezentarea mașinii din exterior. După un an jumate de la achiziție, ați văzut 14 episoade sau nu știu câte sunt, cu toate modificările, cu tot ce am făcut, am ajuns în punctul ăsta. Punctul ăsta o să vă prezint exteriorul, pentru că nu mai avem timp să vă prezint interiorul, dar o să vă povestesc așa ce am făcut, ce am mai schimbat, de câte ori, unde am ajuns, ce am făcut cu 35-urile, am rămas cu roțile, am pus suspensie Oldman M1 plus 5 cm, ce am modificat și cum am făcut, începând cu partea frontală, lateral și partea din spate. La partea frontală am modificat următoarele lucruri. Începând de la scut, care este stock și nu se află pe mașină, e doar prinderea aia, am făcut o bară custom, așa cum am văzut eu la Valley și cum am văzut eu pe internet și m-am dus la Rocket Fabrication și am zis, haide mă, fă-mi o bară. Și mi-a făcut omul o bară pe care am mai modificat-o între timp, pe care am văzut-o de 3 ori până să ajung la varianta finală, care eu zic că este asta, cu aceste proiectoare de la Osram montate aici pe bulbar, cu aceste proiectoare de la Osram montate în designul bării, care nu era de la început, da, am mai modificat noi. Am montat și un troliu de la Orn, este un troliu din clasa XP de 9500, puțin cam mic pentru Toyota, dar fiind XP eu cred că are mușchi, e vânos și mă scoate din probleme. Până acum m-a scos, n-am avut nicio problemă. Cu acest suport de număr de la Nissan, pentru că am zis să facem dragoste, nu război, între Toyota și Nissan, așa că eu am suport de număr cu Nissan, care se rabatează, puteți să-l găsiți la Stax Shop, suport de număr pentru fantă de troliu cu șufă cinetică, pentru că nu folosim cablu de oțel, folosim această șufă care este mai ușoară
și nu mai pune atâta greutate pe puntea față. Cine are punte, noi avem brațe, deci nu se pune problema. Am înfoliat masca mașinii în negru, am vopsit emblema neagră, am montat folie pe faruri, am schimbat semnalele de Lexus, adică am schimbat semnalele de Toyota cu niște semnale de Lexus, la care nu sunt mulțumit încă de becuri, deci va trebui să trec pe LED. Am schimbat aripile față, care erau foarte ruginte și sunt tot de Lexus, care nu aveau gaura pentru semnal pe aripă, așa că le-am dat. Și cam atât în partea front. Și am pus aici prinderea antenei pentru stație, care este dotată cu un căpăcel, să nu intre apă în mufă. Snorkelul pe aripă, care este un snorkel, este un snorkel Bravo. Nu este nici cel mai cel, nici cel mai cel, nici cel mai așa, nici cel mai așa. E un snorkel ok, care se montează ușor, care se conectează cu filtrul de aer, fără nicio problemă. Nu cum au băieții cu Jeep degeaba, pus de design. Ce? Arată-mi un 2.7 cu snorkel montat corect. Vreau să știu, nu există. Așa, bun. Trecând peste, adică jur că nu glumesc. Deschide o capotă de Jeep 2.7 diesel, care are snorkel montat pe aripă și o să vezi că nu e conectat. Dar nu contează, că nici eu nu l-am pus ca să intru în apă până la parbriz. În sfârșit, trecând peste aceste mici detalii, pot să vă prezint motorul, care are 483.000 de kilometri acum, dotat cu instalație de gaz de la AGR. Merge perfect, am schimbat o singură bobină până acum și o fișă. Am făcut distribuția, am schimbat radiatorul de climă, condensatorul și radiatorul de apă, pentru că erau îmbătrânite, vă dați seama, la ația kilometri, câteva role de la accesorii și distribuția. Astea sunt lucrurile pe care le-am făcut la motor. Și am schimbat bujiile, am pus niște bujii de gaz. Am reparat rugina de la parbriz sus, a apărut jos, deci o să mai fac o reparație la parbriz. Mai am deschimbat chiederele astea de pe lateral, care șuieră ca mama naibii și sunt foarte, foarte scumpe. Trebuie să schimb timoneria de la ștergătoare. O am de 6 luni de zile, dar nu m-am pus să o schimb. Trebuie schimbată, e boala lor. La 150.000 se duce timoneria de la ștergătoare. Dacă vorbim puțin de lateral, pentru că nu mai am ce să prezint acolo decât LED barul de sus, care e de la Lumise, dacă nu mă înșel. LED barul de sus, care e de la Lumise. Am și niște prinderi ieftine pentru Maxtrax-uri. Am ales varianta asta cu barele. Prinderile sunt ieftine, barele transversale sunt luate din târg. Da, mă frate, barele transversale sunt luate din târg pentru că îmi trebuia foarte repede să plec la drum cu tot cu Maxtrax-urile. Prinderile Maxtrax-urilor sunt prinderi originale pentru 4 sau 2 Maxtrax-uri, pe care și pe acestea le puteți comanda de la noi de pe site. Adică site-ul nostru este stax.ro/shop, dacă vreți să intrați în partea de shop. Acum partea laterală a fost recondiționată, ca să zic așa, cu vopsirea aripilor față, cred că și aripile spate le-am vopsit, o ușă, nu mai știu, am zis că nu vreau să vopsesc mașina integral, pentru că fiind o mașină care merge în pădure, e păcat de Dumnezeu. Acum că mă gândesc, parcă aș vopsi o pe toată, dar n-aș mai demonta-o încă o dată să o vopsesc. În sfârșit am vopsit bandourile, care arătau destul de jalnic și cu foarte multe urme și lovituri. Le-am vopsit într-un gri mat, aceeași nuanță cu bara. Am repoziționat paravânturile, care sunt originale Toyota, după cum puteți vedea, pe care le uram în tinerețe și acum le apreciez foarte tare, pentru că poți să stai cu geamul puțin deschis, să nu mai intre atât de mult curent în mașină, să fumezi, să faci ce vrei tu, să dormi în mașină, să lași geamul crăpat, să nu mai plouă, tot felul de avantaje. Le-am dat jos, dar ați văzut în episod, le-am polișat, le-am schimbat adezivul, erau lipite strâmb, erau ca mama naibii și le-am refăcut poziția. Ca și planuri de viitor sunt niște rock slidere, îmi trebuie aici niște praguri, deci dacă sunt oameni, vrea și Marius, deci dacă sunt oameni care confecționează asemenea praguri și vor să ne facă și nouă niște seturi, să vindem la toată lumea în tot universul, îi așteptăm în comentarii. Am vopsit jantele negru și am pus niște distanțiere de 5 cm. De la prietenii mei nu le zic numele că nu vor să ne sponsorizeze, să fie sănătoși, dar oricum eu tot îi recomand și când vreți flanșe, eu acolo vă trimit. Deci am flanșe de 5 cm, am pus puncte de remorcare față-spate pe care le-am vopsit în galben, la fel ca și capacul grupului față. Am zis că să am niște accente de galben, dacă tot am Maxtrax-urile galbene și așa mai departe.
Stickerile pe care le vedeți pe mașină, majoritatea sunt de la sponsori, adică nu punem stickere și adică îți dai bani ca să fii pe mașină, da? Glumesc? Nu glumesc. Așa, avem folie montată pe geamurile din spate. V-am spus, anvelopele de 35 în ghilimele sunt undeva la 315 lățime. Bandourile revopsite, mai avem în planurile de viitor să revopsim oglinzile față, să montăm rock slidere, să refacem partea de jos, că a început să iasă rugina, are un an jumate, probabil că a avut o tinichigerie, nu că probabil, sigur a avut o tinichigerie ușoară făcută în Danemarca, care, na, știți cum e cu rugina, mai apare, mai iese, mai pui, mai sudezi, mai faci un petic, mai nu știu ce. Asta e în planul de viitor. Trebuie să schimbăm scutul de la rezervor, care este foarte ruginit și e boala lor. Vezi, doamne, toate mașinile pe benzină cu mulți kilometri au scutul de rezervor foarte ruginit și, dacă nu mă înșel, undeva la 2500 de lei ca și piesă nouă. Pentru partea din spate, am ales varianta fără bară, așa am optat și la Patrol. Mașinile astea cu bări de plastic nu fac altceva decât să dea cu ele de pământ, să spargă stopurile în cazul Patrolului. Toyota, la Toyota nu e cazul, dar e o bară total inutilă, e doar de design. Pe lângă chestia asta, toate armăturile astea din spate la Toyota arată foarte rău, pentru că bara de plastic venim peste și tot ce aruncă roțile este înmagazinat aici și nu fac altceva decât să ruginească și cârligul și această armătură bară spate. N-are nicio legătură cu șasiul, se taie de aici, se sudează alta și așa se poate rezolva problema. Costă 2000 de lei nouă ca și piesă. Noi o vindem cu 1000 de lei. Piesă nu originală, piesă produsă de partenerii noștri. Am achiziționat un troliu original Toyota, care este foarte scump, dar nu mai contează, cu protecție și pentru tobă și cu cârlig pe pătrat, care poate să vină cu diverse accesorii, o cheie de tractare, cârlig de remorcare și așa mai departe. Putem să montăm aici tot felul de chestii pe pătratul ăsta, suport de bicicletă, suport de motocicletă, suport de ce vrei tu. Folia pe lunetă, stopurile, care sunt niște stopuri mai ciudate sau mai rare. Vinde pe o Toyota Land Cruiser 100 cu față de Lexus, dar cu embleme de Toyota, care se numește Toyota Land Cruiser Signus. Dacă vă interesează să vă achiziționați stopurile, sunt de model Toyota Land Cruiser Signus. Am ornamentul ăsta cromat în jurul deschizătorii spate, un lucru rar, nu l-au multe Toyote. Ștergătorul care a fost rupt și l-am schimbat, emblema vopsită în negru, totul vopsit în negru. Priza pentru remorcare mutată aici, pentru că ea are un suport aici mai jos și tot timpul dai cu ea în noroi, în pământ. Și rezervorul de gaz montat aici în locul roții de rezervă. Avem în plan confecționarea unor colțuri de bară spate pentru a schimba puțin designul. Nu știu cât o să reușim, nu știu cât de bine o să arate, dar sunt în lucru și vor fi și spre vânzare, inclusiv bara față, inclusiv colțurile spate, inclusiv armătura de bară spate și un model de roof rack făcut de noi custom pentru Toyota Land Cruiser 100. Nu avem momentan prețuri, dar la începutul anului 2021 sper să putem să le anunțăm chiar și la noi pe site. N-am roată de rezervă. Prinderea roții de rezervă este foarte complicată. Se face dintr-o fuzetă de Golf 3. Ar trebui pentru o bară integrală. O să facem și bara integrală cu prindere și așa mai departe, dar durează foarte mult. Dar o să avem în shop și sistemul ăsta de bară spate cu suport pentru roată de rezervă. Legat de roată de rezervă cu suport, este destul de complicat, pentru că de fiecare dată când vrei să accesezi portbagajul, va trebui să deschizi roata de rezervă, după care portbagajul, după care închide roata de rezervă și așa mai departe, și la un moment dat este destul de frustrant. Și cum eu fac off-road de 12 ani de zile și n-am avut nevoie de roată de rezervă niciodată, am făcut două pene de jantări cu Marius, dar nu-l mai am cu mine, și na, e ok. Adică da, dacă plec în China, nu trebuie o roată de rezervă, o pun deasupra pe roof rack, știu, modific centrul de greutate, bla bla bla, și aia e. E, după părerea mea, să car 120 de kg de fier pe bara spate doar ca să am un suport de roată de rezervă, e prea mult pentru mine. E asistenta noastră, nu e problemă, dacă vedeți pe fundal, e ok. Poftim? Bă, jantele le schimbăm, dar sunt destul de greu de schimbat, pentru că au niște specificații destul de ciudate, sunt 5x150
ca și pattern la, la distanța dintre găurile frezoanelor, vorba aia. Cu un ET plus 10 ne-ar trebui mărimea de 16 cu o lățime. E destul de complicat, sunt puțini producători de jante, mai ales prin America, care produc ceva ce s-ar putea să se potrivească. Și eu vreau să scap de flanșe, nu sunt adeptul flanșelor, dar când nu avem alte soluții, din păcate, asta este. Culmea pentru Toyota Land Cruiser 100, nu sunt foarte mulți producători de jante. Da, acesta a fost review-ul din exteriorul Toyota Land Cruiser 100 47 V8 cu gaz. Ca să nu avem discuții că, domne, nu. Eu am luat mașina asta, alternativă la Nissanul Patrol pe care l-aveam cu motor de 3 litri diesel, short wheelbase. Am luat-o ca alternativă pentru că aveam nevoie de o mașină care să aibă un pic mai multă putere, să meargă un pic mai repede pe asfalt, să am mai multe condiții în interior de confort, cum ar fi scaune încălzite, pilot automat, cutie automată și așa mai departe. Lucruri pe care nu le aveam la Nissanul Patrol, să pot să dorm în ea și să pot să merg cu mașina asta cu un consum asemănător cu cel al Nissanului Patrol. De aia mașina are și are această instalație de gaz montată. Eu sunt foarte mulțumit, mașina merge bine, n-am nicio problemă din punctul meu de vedere. Nu există la momentul actual o mașină pentru overlanding mai bună pentru mine decât Toyota Land Cruiser 100 47 V8. Zi-mi la mai bună, nu există. Bun, am încheiat. Dacă v-a plăcut, vi s-a părut interesant, util. Să zică oamenii în comentarii, bineînțeles, ce consideră ei că e mai bun decât Toyota Land Cruiser 100. No. Bună ziua, astăzi vă vorbește capitanul dumneavoastră al zborului 737 Toyota 47 V8. Mergem la munții Caliman și avem o oprire la, știi ce zic? Mulțumesc, o zi bună!